ziua de miercuri va purta numele Ion Săsăran, deoarece Ion Săsăran este cel care semnează regiile celor două spectacole din acea zi. La ora 16 se va juca Soacra cu trei nurori de George Vasilescu, iar la ora 19:30 veți avea ocazia să revedeți Năpasta, după romanul lui Ion Luca Caragiale. Ziua de ieri s-a încheiat cu spectacolul Năpasta de Ion Luca Caragiale în regia lui Ion Săsăran, un spectacol care se joacă din nou pe scena Teatrului Municipal după 27 de ani. Ion Săsăran a jucat în acest spectacol și atunci și acum, de data aceasta într-o dublă calitate de actor și regizor. Atunci când ești actor pe scenă, regizorul îți spune ce, cum să joci. Când ești și regizor și actor, cine vă supervizează? Există un barometru interior al actorului care trebuie și este obligat, pe de o parte el în intervențiile lui, pe de altă parte să se supună acestui barometru interior și să renunțe la a fi regizor, să zicem, când ești actor, și să renunțe la a fi actor și a-și impune punctul de vedere actoricesc când ești regizor sau când actorul este regizor. Cât de ușor este să faci balansul ăsta? E foarte greu. E foarte greu pentru că nu te poți detașa complet de o situație sau de cealaltă. Ele se întrepătrund. Nu se exclud una pe alta, se completează una pe alta, dar nimeni n-ar putea preciza, zic eu, unde este hotarul între și între. Cum ați conceput spectacolul Năpasta? Am respectat foarte mult, adică aproape în totalitate, din ceea ce a gândit. Din câte am citit, sigur că da, din câte știu, din câte am simțit, spuneam din ceea ce a gândit Caragiale. Spectacolul este un spectacol în ținută clasică, cu respectarea cerințelor autorului. Nu am făcut o încercare de a moderniza, de a pune. Am pus, dacă se poate spune așa, tradițional spectacolul, dar cu un ritm de desfășurare, cu intervenții, cu, dacă vreți, până la logica și inflexiunea vocală, mult, mult adusă la zilele de astăzi. Chiar unele arhaisme din vorbire le-am eliminat, punând termenii care sunt accesibili și care sunt îndeopște cunoscuți. Am avut prilejul să mă întâlnesc cu trei actori minunați. L-aș numi pe Bărbosu, în primul rând Romeo, pe Dana Ilie Bărbosu și pe Costin, care de asemenea este o prezență de foarte bună calitate în spectacol. Eu am mai jucat spectacolul cu un minunat regizor și el este o amintire definitivă în cariera mea de actor, dar și în acest spectacol. Deși spectacolul este altfel decât a fost cu 30 de ani aproape în urmă. Este adus astăzi, are un ritm mai accelerat, are o altă bandă muzicală, sonoră mai precis, și este alt, pentru mine este altfel, deși am jucat de probabil de vreo 500 de ori celălalt spectacol. Asta seară este cu atât mai emoționant cu cât trebuie să intru să joc. Actorii de teatru au umplut sala de spectacol. Adulții de dor după un spectacol bun, iar tinerii din dorința de a-și completa cunoștințele la limba și literatura română. La dor de un spectacol bun de teatru, am mai fost și altă dată și sunt foarte bucuroasă că Teatrul din Baia Mare în sfârșit a renăscut, într-adevăr. Și poate cu primăvara asta chiar mai mult ca oricând. Năpasta este o dramă și, ca orice dramă, trăirile personajelor sunt intense și extreme, de la dragoste la ură, de la sacrificiul de sine de dragul răzbunării la moarte.
Cele patru personaje din spectacol sunt într-o relație de dependență unele de altele. Dragomir, interpretat de Ion Țăsăran, este criminalul. Anca, interpretată de Dana Ilie, este femeia care își sacrifică viața și nevoia de dragoste împlinită din dorința de răzbunare. Ion este nebunul, vinovat fără voie, iar Gheorghe este victima propriei iubiri neîmplinite. Ai avut noroc la moarte, Ioane. Îți bag și ție clopotele ca la toți creștinii. În ce relație este el cu celelalte personaje? Personajul are un soi de relație, să-i spunem, specială cu celelalte personaje, în sensul că nu urmărește direct o comunicare cu ei. El are lumea lui, vine din Ocna, dar vine dintr-o lume a nebuniei, a minții zdruncinate. Și relația cu celelalte personaje din spectacol sunt identice cu relația pe care o are el, de fapt, cu întreaga lume. Gheorghe este într-o relație de interdependență, evident, între mine și celelalte personaje, în sensul că el știe de crima care a fost plănuită de Dragomir și este foarte aproape de cealaltă victimă, Anca, care trăiește un număr însemnat de ani lângă el, tocmai ca să-l aducă în fața faptului împlinit, să-i descopere fapta. Și Gheorghe cu Anca formează, ca să spun așa, o cabală împotriva lui Dragomir până la descoperirea faptei. Sigur că la sfârșit Anca rămâne singură și toată iubirea lor se spulberă. În spectacol asigurați și regia tehnică. Ce înseamnă aceasta? Regia tehnică înseamnă tot ceea ce depinde de montarea decorului, de așezarea luminilor, de toate comenzile în ce privește banda sonoră a spectacolului, luminile. Și faptul că sunteți și sufler, știți textul pe de rost a tuturor personajelor? Da, fără să vreau, îl știu pe de rost. Asta se întâmplă la toate spectacolele, chiar și atunci când joc. Fără să vreau, îl înveți. 40, 50, 60 de repetiții cât include montarea unui spectacol, automat îl înveți. Fără să faci eforturi supranaturale. Sau să stai acasă și să-l înveți frază cu frază. Mergem singur. Să nu mă bateți. Mă duc. Merg. Nu mă strânge de acolo, ți-am spus că nu, domnule. O secundă, nu. Vezi că ai punctul ăla de sus. Așa. Acum dă-le la loc. Bine? Da. Bun. Atât. Domnule Țăsăran, nu suntem la premieră, dar suntem la sărbătoarea celor 50 de ani de la înființarea teatrului. Cum vă simțiți în această zi? O zi dedicată dumneavoastră, pentru că ambele piese care vor fi prezentate astăzi sunt regizate de dumneavoastră, iar în Năpasta chiar jucați. E o situație unică pentru mine. Am spus odată, chiar dumneavoastră v-am spus, că nu am avut niciodată și nu am veleități de regizor. Sunt spectacole realizate într-adevăr de mine, într-unul și joc, și e o situație specială pentru mine. Cu atât mai specială cu cât din cei 50 de ani de teatru, 47, îi socot ai mei ca băimărean și ca actor al teatrului. Efectiv 34, dar 47
de când stau în scenă. E emoționant să fii interpret și realizatorul spectacolului, în care de fapt este un spectacol pe care îl socot ca o amintire. În amintirea celor doi minunați actori care au fost Vasile Constantinescu și Olga Sârbul în acest spectacol, unul, zic eu, de referință chiar în istoria Teatrului Băimărean, Năpasta. Cât privește Soacra cu trei nurori, este un mic omagiu adus doamnei Ecaterina Sandu și studenților mei care joacă în spectacol. Așa încât în oricare din aceste situații m-aș afla, pentru mine este o zi specială. Zic ceva. Claudia, te pregătești pentru a intra în scenă. Nu joci în premieră. Cum e să joci al nu știu câtelea spectacol e astăzi seara? La fel ca la premieră. Exact la fel. Ce rol joci tu? Nora mică. Cea mai mică. E năbădăioasă? Foarte năbădăioasă. Ți se potrivește rolul? Cred că da. Succes. Să știi că la actor nu se urează succes. Cum se spune la actor? Se urează baftă sau merd. Baftă atunci. E foarte bine. Ai? Cu cât mai multă activitate, cu atâta mai multă longevitate. Nu renunțați la activitate. Zic eu, nu, Doamne ferește. Și cred că asta mă ține foarte în formă și foarte bine. Dar cred că și pasiunea asta mare care am eu sunt foarte dăruită aceste, nu profesiuni, că nu putem spune, aceste munci superbe, frumoase. Adriana, ți se potrivește rolul? Da. A câtea noră ești? Nora mijlocie. Floarea. Da, mi se potrivește. Mi se potrivește. Toate că am învățat câte ceva. Nu în tot, într-un totul mi se potrivește, dar cred că am învățat ceva care îmi va folosi mai încolo, poate când voi fi noră, din spectacolul ăsta. Ok. Ok. Cum te simți, Dani, înainte de a intra pe scenă? Nu e premiera, dar e un spectacol. Bine mă simt. E un spectacol care deja s-a jucat și nu mai am așa emoții sau poate nici n-am avut la acest spectacol emoții. Spune-mi cât de actual e subiectul piesă. Păi problemele între generații au fost întotdeauna. Ăsta e subiectul. Probleme între generații. Sau neînțelegeri, sau soacră sucită. Facială. Și asta unde? Învățați la școală chestia asta? Sau vă învață? Da, de obicei există și un curs. La anumite școli, cred că prin Europa sau prin America, pe la Hollywood, dar noi de obicei învățăm singur să ne machiem. Învățăm de la alții. Știai când ai venit în teatru să te machezi? Nu, dar de mic am descoperit în mine un talent nemaipomenit de frumos. Nu, la desen. Așa că îmi place foarte mult să mă desenez. Așa de frumos îți faci conturul că te-ar invidia și fetele. Da, au ce să învețe. Au ce să învețe. Pe oricum, el le face machiajul și la fete. A scris chestia asta, n-am văzut-o. Cât îți de orgelos. Nu-i tot așa. A? Da, din a țăran, a? Băi. Față de țăran. Soacra cu trei nurori este un spectacol dedicat mai mult copiilor, de aceea el a fost jucat astăzi de la ora 16. Și Agripina o iubește pe mamă. Da, cel mai mult! Mi-a dovedit-o! Cei opt actori distribuiți de Ion Săsăran în spectacolul Soacra cu trei nurori sunt Ecaterina Sandu, Dana Ilie Bărbosu, Ion Costin, Serghei Focșa, Daniel Făt, Cristina Cârcei, Adriana Covaci și Claudia Ena. Scenografia este semnată de Adriana Sabo, regia tehnică și suflări Cornelia Codreanu. Nu-i nimic, am să moare dintr-o atâta. Bine că ne-ai împărțit noua averea, că scap la trai, mai liniștit, te mai hodinești acum. Vre, dă-i asta-ți. Păi da,
Dar cum pe ce luim diada dacă nu am cinsti urmă? Așa e! Mă mocă, nu ne dai și nouă rachiu și la coare, o, de Paște, țăi! Azi mare sărbătoare, azi mi-l dai, mi-l dai! O secundă, nu, nu, nu! Vezi că ai punctul ăla de sus, așa! Acum vede la loc, bine? Da, bun, atât! Regulă!